Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de două ori pe an de tichete sociale în valoare de 70 de lei în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. Acordăm și anul acesta tichete sociale. Valoarea nominală a unei tichete este de 70 de lei. Se pot solicita acordarea acestor tichete și de către cetățenii municipiului Târgu Jiu care nu se află în evidența noastră. Se calculează până la 530 lei net pe membru de familie. Și desigur și beneficiarilor noștri, beneficiarii de ajutor social și de alocație de susținere a familiei, dumnealor nu vor mai trebui să solicite în scris, le vor primi pe baza tabelelor și evidențelor pe care le avem noi. Ca termen de depunere este data de 24 noiembrie, urmând ca în perioada 13-15 decembrie să și dăm aceste etichete încât oamenii să le poată folosi. Reprezentanții Direcției de Protecție Socială se așteaptă la o avalanșă de cereri în perioada următoare. Beneficiază de tichete sociale orice familie care realizează venituri de până la 530 de lei pe membru. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 24 noiembrie.